Luna aceasta, profesorii se vor bucura de bani în plus la salarii. Potrivit liderilor de sindicat din învățământul buzoian, fiecare cadru didactic va primi câte 400 de lei. Ieri a fost într-adevăr elaborat actul normativ, în virtutea căruia se pot acorda mările salariale de care am discutat. Fiecare cadru didactic va primi o mărire de 400 de lei. Personalul auxiliar va primi o mărire ceva mai mică, urmând ca de la 1 februarie, așa cum am discutat, dacă acest guvern va rezista, să acorde mărirea salarială și pentru personalul nedidactic de 20% începând cu 1 februarie. Drepturile aferente lunii ianuarie vor fi plătite începând cu data de 5. Sperăm noi ca până în data de 5 secretariatele și contabilitățile să aibă posibilitatea să întocmească documentele de plată și începând cu această dată, cu data de plată a salariului, în contul fiecăruia să intre mărările de care vorbeam. Cu noile creșteri, profesorii nu ar mai avea motiv de nemulțumire față de nivelul de salarizare, lucru recunoscut și de sindicaliști. Mărirea salarială este una foarte importantă după o lungă perioadă de timp. Să nu uităm că anul trecut am primit doar o corecție salarială, nu a fost o creștere salarială. De această dată, mărirea salarială se va regăsi în salariul cadrului didactic începător și până la cel cu salariul cel mai mare din învățământ. De noile majorări salariale vor beneficia peste 4.000 de cadre didactice din județul Buzău.